Încep și sunt, am și cei vechi de anul trecut și câțiva mai noi anul acesta, ați văzut din program, dar suntem tot noi și tot entuziaști să fim la Ipotești, chiar și cu asemenea soluții. Mulțumesc tare mult! Îmi mintesc niște versuri de Ovidiu Nimigean. La un moment dat zicea, suntem tot mai puțini, dar cei mai buni. Faptul că suntem puțini, e bine, nu e rău. Ok. Bine. Care e faza cu critica? Cu critica? Evident, titlul acesta este o parafrază după Simona Popescu, care se întreba care e faza cu poezia. Intenția unei astfel de formulări e, într-un fel, de a coborî critica, nu în stradă, dar cumva printre tineri, de a face critică pe înțelesul tuturor, ca să spunem așa. Eu cred că putem să folosim sintagma aceasta fără să vulgarizăm, chiar dacă simulăm, cred, vulgarizarea. Evident că e vorba de critică literară, deși nu numai. În fine, am preferat să nu precizez subtitlul comunicării mele, pentru că mi-era teamă că acest subtitlu s-ar putea să alieneze puțin, să sperie. Subtitlul este, dar trebuie să mărturisesc, o să vă mai spun cândva asta, peste foarte scurtă vreme, că subtitlul l-am gândit abia ieri. Și anume, spiritul liberal în critica generației 70, cazul Ulici. Sigur că aici sunt de comentat câteva lucruri. De ce generație și nu promoție? Știm discuția lui Ulici pe tema asta. Și când zic cazul Ulici, mă gândesc și la el. Ieri aveam niște alternative, dar mă gândesc și la felul cum vede el critica literară. Nu mă gândesc doar la critica lui când zic cazul Ulici. Ok. Acum, aș vrea să trec la pasul următor. Sunt pe șantier, ca și Ioana. Ba, eu port șantierul cu mine, ca să zic așa. Am o mulțime de ciorne, de foițe, tot încerc să le asamblez ca să iasă lucrurile bine și eficient. Trebuie să spun că am ajuns la o ipoteză, am ajuns abia astăzi, de puțină vreme. Când am pornit cercetarea, poate că e bine asta să știe și doctora, a zis, n-am știut exact unde voi ajunge. Și am început cu o discuție despre Ulici, pe care am avut-o la Ipotești acum vreo 2 săptămâni. Am zis, bine, pot să detaliez puțin și era o chestie foarte comodă, după care întâmplarea a făcut să recitesc ceva și pornind de acolo totul s-a dat peste cap. Și sigur că intenția era să vorbesc despre Ulici, dar finalmente am ajuns la această poveste mai complicată. O reiau, și anume spiritul liberal în critica generației 70, cazul Ulici. Ipoteza este că critica literară a fost spațiul în care s-a manifestat spiritul liber și într-un sens foarte liberal în anii 70-80. Că era spațiul în care spiritul liber și liberal s-a refugiat și s-a adăpostit. Asta are treabă cu ironia, o să vedeți de ce. Ce presupune acest fapt? Presupune, pe de o parte, că critica nu e un spațiu al tutelei, o să vedeți, al adevărurilor tari și absolute, nu mai este critica, să o numim așa, autoritaristă și dictatorială. Ci critica e un spațiu al ipotezelor și dialogului. Asta în timpul ăla în care dialogul nu prea era posibil la nivelul înalt al vieții noastre publice, și anume nivelul politic. Și sigur că ironia are aici un rol important, dar nu ironia, cum o înțelegem în majoritatea cazurilor, ca un instrument de sancțiune, de superioritate, ci ca un mijloc de a face diferența sau diversitatea posibilă. Și sigur că de aici, decurgând, putem să ne întrebăm
cum anume s-a întâmplat acest lucru în critica literară și ce anume face ca astfel de afirmații pe care eu le-am lansat acum să fie cu adevărat credibile. Aici aș face următoarea ipoteză, următoarea afirmație, iertați-mă. Eu ar trebui să fac o demonstrație și încerc să fac o demonstrație, altfel la ce bun. Dar trebuie să spun că am multe întrebări, multe neclarități, sunt terenuri fragile, șubrede. Mie mi se pare extrem de profitabil să pun multe întrebări, să-mi pun multe întrebări, nu să le ocolesc, să încerc să-mi șubrezesc demonstrația, nu să o simplific pentru ochii celui care o ascultă. Cred că asta este extrem de important, să caut tot timpul contraargumente, să mă pun în pielea celor care ascultă și să contest ceea ce cred că știu bine, tocmai pentru a nu ajunge la simplificări. Ok, și în continuare voi apela la câteva introduceri diferite care, într-un fel sau altul, vor aproxima problema pe care o discut. Sigur că vă amintiți cei care ați fost. Anul trecut am discutat despre cosmoliteratură cu aplicație pe Caragiale. Fiind acest lucru, cosmoliteratura, un fel de alternativă la istoria literaturii. Între timp mi-am găsit niște contraargumente, dar nu intru în detalii. Cert este că încercam să propun o altă construcție mentală decât istoria literaturii în legătură cu ceea ce e în plan social și mai social literatura. Și azi cred că cosmoliteratura nu exclude, nu elimină istoria literaturii, dacă acestea două, poate și alte modele de articulare, de construire arhitectonică a lumii literare, pot să coexistă. Fac un pas mai departe. Știți, am scris o carte despre Caragiale cu un titlu, cu titlul Fatalitatea ironică. Acum să vă spun că cineva a scris o cronică și a vorbit despre o carte cu titlul Fatalitatea ironiei, e cu totul și cu totul altceva. Dar chiar așa s-a întâmplat. Asta apropo de critica noastră. De ce se întâmplă toate așa cum se întâmplă? Cine mi-o spune oare? E plan? Precugetare în șirul orb al vremei și al lucrurilor lumei? Sau o arba întâmplare fără înțeles și țintă e călăuza vremii? E bine, răspunsul implicit al lui Eminescu este că în spatele a tot ceea ce se întâmplă, adică al istoriei, e transcendența, e adevărul. Pentru Caragiale, în spatele a tot ceea ce se întâmplă este hazardul. Avem aici o opoziție pe care Richard Horty o numește opoziția între un metafizician și un ironist. Ori, în cazul lui Caragiale, avem indiscutabil de-a face cu un ironist. La el, totul se datorează hazardului. Dar în spatele hazardului stă un demiurg, evident rău, rău și cinic, care este autorul și care se joacă cu eroii săi, punându-i în diferite situații, care sunt însă niște situații ca niște baloane de săpun, ipoteze de existență. Ok, asta a fost o introducere. Și trecem la introducerea B, critica literară. Firește, în legătură cu tema pusă în discuție, putem afirma răspicat, critica literară folosește instrumentele ironiei. Și atunci când folosește instrumentele ironiei, ca în cazul lui Maiorescu, dar nu e singur caz, poate că la ele, la noi e primul și de o radicalitate exemplară, pornește la premisa superiorității subiectului vorbitor. Critica asta e distrugătoare și presupune un martor. Există un celălalt, dar celălalt nu este obiectul ironizat. Celălalt este un complice, la fel de inteligent, și împreună distrugi un obiect inferior, simulând admirația.
Eu cred că mai există un tip de ironie în critica literară. E vorba de, există o critică care se vede pe ea însăși, se plasează pe ea însăși într-o ontologie slabă. Obiectul ironiei este chiar subiectul ei. E o critică cu caracter metadiscursiv, care se supune pe ea însăși unei relativizări. Dacă în prima ipostază sigur că în ambele cazuri e important ca celălalt, ca un celălalt, să înțeleagă jocul ironic, să înțeleagă adevărul din spatele afirmațiilor. Numai că, în primul caz, cum spuneam, avem de-a face cu o execuție, în cel de-al doilea, mie mi se pare că avem de-a face cu, și acum întreb, o slăbiciune, cu o neputință, această critică care supune propria existență unor întrebări care să-i legitimeze valabilitatea, înseamnă toate acestea, sau dimpotrivă mijlocul, soluția unei refundamentări. Important este însă și în al doilea caz să te asiguri că celălalt înțelege, pentru că dacă nu înțelege, totul e citit într-o cheie inadecvată. Prin urmare, criticul e de vină că nu reușește să-și facă înțeles jocul acesta de minimizare a sinelui și sigur că suportă consecințele. Și aici îmi amintesc următoarele două chestiuni care provin tot din Caragiale. Caragiale spune la un moment dat, eu nu sunt un erou, eu sunt un burghez. Asta are legătură cu disocierea făcută mai devreme, pornind de la Rorty, între un metafizician și un ironist. O să vedem mai încolo ce înseamnă burghez și ironic la Ulici. Pe de altă parte, evident că acest critic care folosește ironia pentru a-și prezenta construcțiile proprii dintr-o perspectivă șubretă, sigur că ne permite să ne gândim la Caragiale și să spunem, nu e acel critic care se respectă și vrea să fie respectat. Nu e acel critic, indiscutabil. Nu? Nu e Maiorescu. Ok. Și aici aș face o paranteză în legătură cu Caragiale. Probabil cunoașteți, dacă nu o să povestesc foarte, foarte succint, textul O conferență, în care Nenea Iancu ține o conferință damelor din societatea damelor daco române, etc., le spune tot felul de gogomănii, i-a aplaudat și urmărit cu urale, după care Madame Parigoridi, care era vicepreședinta, că președinta era doamna Trahanache plecată la Paris, îi spune, frumos neîncălțași, Nene Iancule, iată, din tot grupul acela de ascultători, e cineva care a priceput că s-a jucat cu publicul și s-a amuzat pe seama lui. Nu fac alte comentarii acum, aș face doar următoarea precizare. Madame Parigoridi, cuvântul ăsta, sigur că aceea are aceeași rădăcină comună cu parigorie, din grecește, care înseamnă mângâiere, consolare de hatârul cuiva. E foarte interesant. A? Ok, e un text emblematic. Acum, eu o să fac și câteva confesiuni în chestiunea asta. Trebuie să vă spun că acum mulți ani, când băteam la porțile diferitor reviste literare, am vrut să public ceva și în Adevărul Literar și Artistic. Nu prea gream că era adevărul, era ce era atunci. Era acolo și un ins destul de satiric, ferm, dar nu era foarte bine văzut Constantin Stănescu, ce Stănescu.
mi-am trimis un text despre Moș Nichifor Coțcariu, pe care l-a și publicat după aceea, și nu știu cum, în scrisoarea aceea de... Nu eram foarte cunoscut, dar în fine, n-are importanță. În scrisoare, nu știu cum am ajuns la ideea că Nichifor Crai... Nu Nichifor, Moș Nichifor Coțcariu, chiar așa spuneam, nu e critic literar. Și mi-a venit spontan să-i spun, mi-am amintit, că dacă nu se întâmpla ceva, nu mi-aminteam, zic, deci Moș Nichifor Coțcariu nu e critic literar, eu nici atât. Și cu toate astea vă rog să publicați textul, etc., etc. Mă trezesc că mă sună cineva și mă întreabă, Moș Nichifor Coțcariu nu e critic literar, nici nu mai știam unde a spus asta, dacă se referă la mine. Ok. A căzut în capcana mea, deci a fost un exercițiu de captatio și... L-am vrăjit pe domnul Cestănescu, care a publicat textul meu despre Moș Nichifor Coțcariu, un ironic până la urmă. A treia introducere. A treia introducere pornește tot de la niște date confesive. Iertați-mă o alertă pe telefonul mobil. Am întrerupt și ăștia vor să mă întrerupă. Ok. A treia introducere încep... Probabil că nu știți, la Paralela la 45 a publicat cândva o carte numită La sud de Dumnezeu. E despre Eugen Ionescu, despre Monica Lovinescu, despre Matei Caragiale. Sunt lucruri interesante. Despre Gheorghe Crăciun. Gheorghe Crăciun chiar a fost redactorul de carte și a fost un redactor foarte serios. Și deși în textul despre el aveam câteva observații critice, scriam despre Icebergul poeziei moderne, n-a făcut niciun fel de observații în legătură cu textul despre el. Toată admirația. Trebuie să vă spun că această carte, cu titlul ăsta deliberat pus de mine, e preluat însă din Luca Pițu, e înregistrată de obicei în librării, în biblioteci, la cartea de religie. Acum, ce să spun, după părerea mea, criticul chiar e un demon, adică se află la sud de Dumnezeu și nu are acces la creația originară. E un secundar, un periferic, un marginal. Ok. Și aici o să dezvolt, pentru că vreau să mă refer și la ultima mea carte, câteva, o să invoc câteva situații, să zicem, în care există spirit ludic și ironic care mizează pe solidaritate. Nu știu dacă cineva dintre voi a citit ultimele însemnări ale lui Matei Caragiale. Nu e jurnalul lui Matei Caragiale. Când a apărut cartea aceasta, mulți au crezut că e jurnalul lui Matei Caragiale. Nu, e o carte a lui Ion Iovan care scrie ultimele însemnări ale lui Matei Caragiale, o carte fermecătoare. Dacă nu știi, crezi că este jurnalul lui Matei Caragiale. Am înțeles că Mircea Cărtărescu vorbește despre cartea asta cu studenții lui. E o carte fermecătoare. O să mai invoc un text. Femeia în roșu. Păi, Femeia în roșu sfârșește cu un text care se numește... Cucerirea vestului sălbatic, semnat de Martin Adams Morville, publicat în The New York Literary Journal, se dă luna, anul, paginile chiar, iar pe coperta a patra citim din acest text, atenție, iată, dezinhipat, erudit, de o deschidere spre politica le l-ar fi făcut să pălească de invidie pe Kundera, și cu o amplitudine a viziunii ce dovedește o bună frecventare a liniei Musil, Brock, Thomas Mann, romanul celor trei români va fi o surpriză editorială de proporții. Sar niște pasaje unde sunt invocați Karl Kraus, Joseph Roth, Kundera, Daniel Ochiș, Ivan Klima, pentru a citi după expresia prietenului meu Havel, este un exercițiu de supraviețuire morală și culturală. Iată ce citim pe coperta a patra, un extras din textul acela, și eu când am citit cartea prin 90 și ceva, multă vreme am crezut, am fost și încântat, fascinat, zic, uite, domnule, o carte care a apărut pe piața, a pătruns cumva pe piața americană, un critic american a luat foarte tare în serios chestiunea asta, ca să aflăm de fapt că este o farsă.
Eu însumi am publicat o carte metacritice în care am apelat la vărul lui Martin Adams Morville, Martin J. Adams, în care n-am vorbit deloc despre ce bun aș fi eu. Nu l-am pus pe acest personaj să vorbească despre mine. Am apelat la el pentru a spune ceva ce altfel nu puteam spune. Căci mi-era greu să spun un lucru cu care să îi deranjez foarte tare pe prietenii mei de la vatră. Dar voiam totuși să spun lucrul acesta. Iar lucrul acesta era că textul emblematic a revistei Vatra, care este următorul, cultura e finalitatea tuturor civilizațiilor, e un fals. Și aici o să detaliez de ce e un fals. Și asta are legătură cu lecturile pe care le propun și o să reiau acest text de aici. De ce e un fals? Sigur că astăzi am spune că ține de corectitudinea morală o astfel de afirmație pe care n-ai cum să o contești. Te descalifici dacă ai spune altceva. Dar Lovinescu nu era de acord cu ea. Lovinescu spunea prin această afirmație, iată care e teoria greșită cu care eu mă lupt, a localnicilor noștri autohtoniști, și făcea această afirmație când discuta despre Constantin Rădulescu Motru. Lovinescu ar fi spus, nu cultura e finalitatea tuturor civilizațiilor. În epocă, cuvântul cultură avea acest sens de particular, local, etnic. El ar fi spus, civilizația e finalitatea tuturor vieții omenești, etc. Nu cultura. Nu, cultura e finalitatea tuturor societăților. Deci civilizația e finalitatea tuturor societăților. Iertați-mă, sper că ați putut corecta în minte chestiunea asta. Da? Ori, mi se pare că în cultura noastră, deseori, afirmațiile devin clișee, sunt decontextualizate și recontextualizate și capătă un sens care nu mai are nicio legătură cu sensul original. Ori asta mi se pare de-a dreptul trist și nefericit și riscant. Și o să vă mai dau un exemplu. Prin urmare, cum să le spun eu celor de la Vatra că emblema pe care o folosesc nu reprezintă pe Lovinescu, chiar dacă nouă azi mi se pare extraordinară. Și atunci am zis, oricât dă senzația că se joacă, dimensiunea morală e structurată în scrisul lui Mircea Ardeacul, ceea ce presupune o recitire a contextelor și invoc această situație, după care spun că astfel de detalii, astfel de interpretări recontextualizate, grosolan, definesc inerțial cultura română. Ori ce m-a mirat pe mine, la Vatra am un prieten bun pe Cistele Campe, Iulian Boldea, etc., este că după ce le-am trimis și lor cartea Firește, nu numai că n-au schimbat textul emblematic de pe copertă, dar mi-au luat și un interviu, ba chiar au publicat și o recenzie despre carte fără să invoce deloc chestiunea asta. O chestiunea mi se pare importantă pentru că adevărurile țin de contexte. Tocmai asta face ca perspectiva să poată fi ironică și să vorbim de un sens slab în termenii lui Vatimo a criticii literare. Exemplul pe care mai voiam să-l dau și are legătură cu vremea în care trăim, este că zilele trecute, citind antologia pe care Ulici voia să o pregătească cu tinerii obzeciști în 1982, conține o poezie a cuiva care sună în felul următor. Se numește Artă și are doar două versuri. Spune așa, noi vrem să trăim, noi vrem să trăim. Vom purta tot timpul mască. Sigur că dacă cineva ascultă poezia aceasta astăzi, va zice că e despre vremurile noastre, că e a cuiva de astăzi. Nu! Poetul respectiv se referea chiar la anii comunismului, la viața în anii comunismului. Sigur că noi putem să spunem că
ne interesează intenția operii, intenția operei. Dar aici, evident, un abuz să spunem, dacă nu trecem totuși într-un sens alegoric foarte larg, că poezia asta vorbește despre noi. Nu vorbește despre noi, vorbește chiar despre lucruri mult mai complicate. De asta cred că nu e bine să nu contextualizăm faptele, afirmațiile, judecățile, căci dacă nu le contextualizăm corect, ajungem să le dăm sensuri pe care nu le aveam. Și acum o să fac a patra introducere. Ea se referă la Richard Rorty, a cărui carte Contingență, ironie și solidaritate pe mine m-a fermecat, m-a fascinat. Aș spune că e una dintre cărțile mele de căpătâi, mă reprezintă foarte mult, o iubesc, ca să spunem așa, și de vreo 2 ani, 3 am împrumutată de la Biblioteca Universității cartea asta, că n-am reușit să o găsesc, să o cumpăr, și abia ieri am primit-o prin poștă de la un anticariat din București. Ok. Deci, contingență, ironie, solidaritate. Dacă ar fi să simplific puțin acest titlu și prin intermediul acestui titlu conținutul cărții, aș spune, pentru că adevărurile și cunoașterea sunt contingente, adică conjuncturale, databile deci, nu poți fi decât ironic cu propriile ți afirmații, adică tolerant, adică solidar și cu afirmațiile celorlalți. Mi se pare, așa simplificând lucrurile, că totuși e o lecție extraordinară. Acum, el face aici acea disociere despre care v-am vorbit între ironist și metafizician. Și ce este un ironist? Un ironist, aveam undeva afirmația asta, dar nu știu dacă o mai găsesc aici, sper să dau foarte ușor de ea totuși. Da, în urmă. O clipă, doar o clipă, dacă o găsesc bine, dacă nu simplific. Există la el un loc în care în trei teze, ca să zic așa, spune ce înseamnă un ironist. În principiu este cel care nu are încredere absolută în propriile vorbe, pentru că îl fascinează și vorbele celorlalți. Pentru ironist, lumea este în continuă mișcare, el însuși este în continuă mișcare și transformare. Îl interesează, e istorist, pentru că îl interesează punctele de vedere ale celorlalți, ale trecutului, el e o verigă, ia ștafeta dintr-un loc și o duce puțin mai departe doar, atât este. Nu are putere absolută, ci este tot timpul în act. În act, adică e prezent cu propria lui ființă în ceea ce se întâmplă. În vreme ce metafizicianul, în cazul ăsta, e o natură intrinsecă, absolută. Există convingerea, în cazul metafizicianului, că adevărurile lui sunt ultime. Nu-l interesează altceva decât puterea și n-are îndoieli. Mi-am notat aici ceva de felul A. Pentru ironist, lucrurile sunt instabile. Mi-am notat aici următorul lucru. Metafizicianul, e un comentariu la Rorty. Metafizicianul crede că posedă adevărul. Ironistul va face un pas înapoi și va vedea faptele. Și dacă mai face un pas înapoi, va vedea interpretările acelor fapte. Există interpretări și e conștient de lucrul acesta. Și aici Richard Rorty invocă o afirmație, mi-a plăcut foarte mult, a lui Isaiah Berlin, prea bine nu știu cine este, să mă documentez, care spune următorul lucru. A recunoaște
soliditatea relativă a propriilor convingeri și cu toate acestea a le susține cu fermitate, iată ce îl deosebește pe un om civilizat de un barbar. Sigur că aceste cuvinte, om civilizat, barbar, pot fi înțelese într-un sens foarte larg, dar ceea ce reținem este că diferența e făcută de faptul că cineva are conștiința relativității propriilor spuneri, propriilor afirmații și cu toate astea le susține cu fermitate. Fermitatea asta nu e absolută. Există o zonă de penumbră, de rezervă. Și acum ar trebui să intru în miezul problemei, parțial în miezul problemei într-o primă parte. Pentru că scriind am avut și prezentare orală, da, despre Laurențiu Ulici, acum vreo două săptămâni, texte pe site-ul memorialului, am fost preocupat, nici nu mai știu exact întâi de ce anume, să-i construiesc un profil lui Laurențiu Ulici, finalmente asta am vrut să fac, dar și să supun explicațiilor celebra lui teoria, să punem cuvântul între ghilimele, că nu putem vorbi de promoții, decât în sensul în care o promoție are trei generații, el merge chiar mai departe și spune o promoție prima începe în anul 6, al șaselea al deceniului anterior și pornește de la Eminescu 1866. Dacă ar fi mers mai departe, nu știu de ce n-a îndrăznit, vedea că și Labiș în 1956 publică volumul lui de debut și că promoțiile periferice sunt violente, agresive, pe val, cea din mijloc e recesivă. Pe mine m-a interesat să văd cum ajunse la această idee. Am făcut puțină arheologie literară și am descoperit niște texte în care lucrurile nici pe departe nu erau atât de clare. Din 1987, din 1985, 87, 92, etc. Dar n-am putut să nu constat că în prefața la literatura română contemporană, promoția 70, spațiul tipografic acordat tendinței, încercării, efortului de a șubrezi teoria, este chiar dublu față de cel în care susținuse teoria. El spune, e o convenție. Război cu convențiile nu se face. Dacă ar fi să fac, nu știu ce, v-aș spune că iată, avem de-a face cu trei generații, dar pot fi și alte modele. Iată, deci, făcând acest pas înapoi, ceea ce pe mine mi-a fost foarte clar că Ulici e un ironist. Adevărul e că știam niște lucruri pe care câțiva dintre cei care au participat la colegiul despre 15 iunie mi l-au confirmat. Eu ce știam? Știam, de exemplu, că a fost regizor. A pus în scenă, la Piatra Neamț, 1980 și eram elev de liceu acolo, 82, Sartre. Și Sartre e pasionat, de fapt, de existențialiști. Mai mult decât atât, știam că face, aplică tot felul de jocuri. Nu că era un jucător de bridge extraordinar, dar avea jocuri literare, etc. Ori imaginea consacrată a lui Ulici, a unui militant, a unui ins care se luptă pentru tinerii scriitori, pe care îi susține, mergea în teren, îi cunoștea fața locului, de acolo de unde erau și se lupta cu autoritățile, etc. Știm până la urmă că a fost și în Parlament, a impus o lege pentru scriitori și alte lucruri, imaginea asta de militant, evident, nu e deloc suficientă. Și vorbind despre propria lui generație, eu continui să zic generație, generația 70, și aici o chestiune foarte interesantă. În prefață la Antologia Poeților 85, în 82,
el scrie un text care nu se referă deloc la 85, dar lumea se poate păcăli, ci se referă la propria lui generație. Și prin ce s-ar defini generația lui? Păi, prin manierizare, adică pierderea încrederii în limbaj, rafinarea frazei poetice, perspectivă relativistă, prin disimulare, altfel spus, tușele culturale sunt foarte importante și se transformă în artificii stilistice, și prin ironism. Și aici el dă o definiție ironiei care îi se potrivește perfect lui Laurențiu Ulici. Ironia e aptitudinea omului. Apropo de Caragiale, care zicea, nu zicea, eu nu sunt un erou, eu sunt un burghez. Ce e un burghez? Păi exact asta e un burghez. Ironia e aptitudinea omului de a privi cu seninătate, din lojă, cum viața ia în coarne imaginația. Sau viceversa. Deci, a fi în miezul lucrurilor și cumva în afara lor, a le contempla. Ori iată-l pe Ulici, prezent în viața publică și totuși ieșind, făcând un pas înapoi, desitându-se și privind cu seninătate și cu relativism propriile construcții chiar teoretice pe care unii le iau foarte tare în serios și n-ar trebui să o facă pentru că, evident, Ulici se joacă. Și aici aș mai invoca, apropo de discuția de mai devreme, un joc. Știți probabil că a publicat o antologie în 10 volume a poeziei românești. O antologie a poeziei românești în 10 volume. În 1900, dacă nu mă înșel, 97 sau 95. Sper să nu pierd foile pe aici, dar o să aveți răbdare cu mine. E bine, textul respectiv are o prefață excelentă. El acolo, prefața este scrisă la persoana întâi, este scrisă de un specialist în istorie, el trăiește în post-istorie, scrie postfața asta în 1995, adică la 1000 de ani după ce cartea a apărut, și e singurul ins care mai vorbește românește și prin intermediul acestei antologii primește misiunea, că lucrează la o instituție, să încerce să definească prin această antologie cum arăta poporul ăla care a scris o astfel de poezie. Trecem peste asta finalmente și se face acolo un profil extrem de interesant. Trecem peste asta pentru că, finalmente, specialistului din post-istorie îi vine și ideea, domnule, dar cum o fi arătat insul ăsta care a făcut antologia? Și găsește o poezie scrisă de antologator, de Ulici însuși, dar înainte să reproducă poezia respectivă, omul zice ceva de felul următor... despre Ulici. Că este sper să găsesc puțin mai încolo măcar, vorbind despre Ulici, spune că probabil este un tip. Mai bine mă uit în text, că acolo, sigur, am notița precisă. În postfața respectivă zice: după cum o construise, îmi părea a fi un ins inteligent și ludic, provocator și speculativ deopotrivă. E bine, iată-l pe aici, pe Ulici însuși, autodefinindu-se prin intermediul acestui specialist în post-istorie care după 1000 de ani descoperă antologia. Deci indiscutabil că în ce privește pe Ulici nu cred că putem avea dubii că această componentă a lui e extrem de puternică. Și eu cred că ea este vizibilă și din faptul că Ulici a refuzat, putea cu siguranță să o facă, să scrie cărți de referință, studii docte.
avea toate instrumentele și pot să o demonstrez. A preferat să rămână, iată, azi, ce să citești din el, cumva periferic, deși sunt câteva texte fermecătoare și bine scrise. Ori, abia acum începe, ca să zic așa, miezul demonstrației mele. Sper că m-am pierdut pe aici foile cu pricina. Pentru că ce-aș vrea să contextualizez mai întâi? 1968. Generația începuse de 2 ani de zile, să spunem. Promoția lui Iurici, 70, în viziunea lui. Părea să fie România un spațiu liberal. Ceaușescu făcuse ce făcuse după intervenția Rusiei în Cehia, în Praga. Imediat s-a dovedit că a fost o capcană, o farsă. Urmează, în 3 ani de zile, tezele din iulie 1971, prin care vorbim de un veritabil neodogmatism. Literatura, arta, trebuiau să slujească omul nou și, evident, făceau cultul personalității. Ori, în momentul ăsta, mie mi se pare că liberalismul s-a refugiat în critică. Ce fel de critică literară, însă? Nici pe departe nu e critica care se semene cu aceea pe care au făcut-o Simion Manulescu sau Mircea Martin. Nu e o critică de felul acesta. Și acum la ce voi apela?